Good morning, everyone. Bună dimineața tuturor și bine ați venit pentru declarațiile de presă de după reuniunea comisarului Iohannis Hahn cu prima ministră a Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Domnule comisar, aveți cuvântul. În primul rând, sunt mai mult decât fericit să o primesc. Prime Minister here in Brussels, we had date de prim-ministru aici la Bruxelles. A durat puțin până când a fost posibil acest lucru și mă bucur foarte mult că sunteți aici în noua dumneavoastră calitate. Ne-am bucurat că tranziția către un nou guvern s-a făcut în mod pașnic și aș vrea să le mulțumesc tuturor celor din interiorul și din afara țării care au contribuit la realizarea acestei tranziții. Deja cu ocazia vizitei pe care am făcut-o la Chișinău pe 19 iunie, am felicitat-o pe doamna prim-ministră și echipa sa pentru că au lucrat constructiv și coerent pe parcursul întregii crize de la începutul lunii iunie. Și în ceea ce privește această cooperare excelentă, aș vrea să mă refer și la președinte și la echipa sa, pentru că cred că toată lumea a încercat să facă tot ceea ce a putut pentru a garanta această tranziție pașnică. M-am bucurat să văd în ultimele săptămâni că există un angajament puternic al doamnei prim-ministre pentru a urmări agenda de reforme decisive pe baza acordului de asociere și primul consiliu de asociere va avea loc cât se poate de repede la începutul toamnei pentru a relansa cooperarea. De asemenea, e foarte bine că am avut posibilitatea să discutăm sincer și constructiv situația, adică ambițiile guvernului și marile provocări care îl așteaptă. Știm că vor fi, din păcate, anumite probleme. Noi, Uniunea Europeană, suntem gata să lucrăm cu Guvernul Republicii Moldova pe baza angajamentului reciproc cu respectarea principiilor fundamentale consfințite în acordul de asociere. Este momentul acum ca Republica Moldova să privească spre viitor. Despre asta am discutat în special astăzi și apreciem intenția doamnei prim-ministru de a continua reformele, inclusiv cele discutate deja cu Uniunea Europeană. Și mă bucur să constat că accentul se pune în special pe depolitizarea și consolidarea independenței instituțiilor de stat, în special a justiției și pe combaterea corupției, care se pare că este profund înrădăcinată în multe domenii și instituții și este probabil cea mai mare problemă pe care trebuie să o rezolve guvernul. Important acum este să se implementeze cu exactitate acordul de asociere, astfel încât să se obțină beneficii concrete pentru cetățenii Republicii Moldova. I-am dat asigurări doamnei prim-ministru Sandu că Uniunea Europeană este foarte conștientă de problemele pe care le-ar putea întâlni guvernul. Punerea în practică a programului de guvernare va fi o sarcină dificilă, dar Republica Moldova poate să se bazeze pe sprijin de la Uniunea Europeană, atât politic, cât și mai important, ca mijloace financiare suficiente să fie la dispoziție pentru implementarea acestor reforme fundamentale. Am discutat asta că pe baza încrederii, front-loading de încredere va fi și front-loading de bani. Deci, se pot mobiliza rapid sprijin și fonduri odată ce sunt îndeplinite condițiile necesare și guvernul face ceea ce trebuie și asigură rezultate în domeniul economiei, a respectării statului de drept, reforme judiciare și pluralismului mass media. Și aș vrea să spun, Maia, că prima vizită pe care ai făcut-o în România și acum la Bruxelles, o întâlnire va fi și cu președintele Tusk și cu o vizită la NATO. Deci sunt lucruri foarte importante pentru a demonstra puternica orientare a Republicii Moldova către Uniunea Europeană, către vest.
ținând, bineînțeles, cont de situația geografică și că ideea este să se îmbunătățească condițiile de trai ale cetățenilor și să li se asigure șansa la o viață decentă în Moldova, să nu fie obligat să migreze pentru a câștiga bani pe care să-i trimită înapoi acasă. Când am vizitat Moldova înainte de perioada de tranziție, am spus într-un interviu că vedem la televizor copii care sunt doar în grija bunicilor și vedem că mulți copii nu-și văd părinții, nu cu săptămânile, nu cu lunii, ci cu lunile, ci cu anii. Asta nu e o situație acceptabilă în Europa în secolul 21 și de aceea suntem cu toții foarte motivați să schimbăm lucrurile în bine și vă acordăm orice fel de sprijin. Mulțumesc! Mulțumesc de sprijin, mulțumesc. Mulțumesc, doamna prim-ministră Sandu. Domnule comisar Han, permiteți-mi să vă mulțumesc dumneavoastră și Comisiei Europene pentru sprijinul nepregetat pentru Moldova, atât în vremuri bune, cât și în vremuri rele. Vă suntem recunoscători dumneavoastră personal și Uniunii Europene pentru pozițiile de principiu pe care le-ați avut și au avut un rol cheie în convingerea guvernului anterior să plece pașnic și să nu încerce să se agațe de putere prin forță brută și represiune. Astăzi Moldova se confruntă cu o mare sarcină, reconstruirea instituțiilor democratice și recâștigarea încrederii cetățenilor în stat. Instituțiile noastre și încrederea oamenilor în instituții au fost grav afectate de gestionare greșită, de fraudă și de alte probleme. Astăzi Moldova trebuie să ia un nou start și acest lucru se va face pe baza a trei piloni. În primul rând, vom investiga în mod serios ceea ce s-a făcut rău în trecut, în conformitate cu legile și Constituția. Cei care au furat miliarde din bani publici, au făcut corupție masivă și spălare de bani, vor fi aduși în fața justiției. Vom învinge sistemul corupt care a transformat Moldova într-o zonă gri, foarte bună pentru contrabandiști, dar puțin ospitalieră pentru proprii cetățeni. În al doilea rând, nu răzbunarea ne mână pe noi. Noi vrem să construim un viitor, nu să ne răzbunăm. Vrem să aducem profesioniști cinstiți în posturile cheie din executiv și din justiție. Vrem să creăm un parchet care să investigheze infracțiunile, nu să le încurajeze. Vrem să se funcționeze cu încredere în acest domeniu și vrem să deschidem porțile pentru investiții. Reconstruirea statului este un lucru idealist. Cere sacrificii mari pe termen scurt și mediu pentru un bine pe termen lung. Suntem hotărâți să arătăm cetățenilor că guvernul poate respecta standardele democratice și drepturile omului, că poate fi eficient și poate crea oportunități economice și de aceea poate să merite respectul cetățenilor. În al treilea rând vreau să spun că această cale europeană a Republicii Moldova și acordul de asociere cu Uniunea Europeană rămân piatra de temelie pentru a construi o țară modernă. Uniunea Europeană ne-a dat mai multe șanse să devenim o democrație europeană care să vină în întâmpinarea dorințelor și nevoilor cetățenilor săi. Noi n-am folosit pe deplin aceste ocazii. Astăzi nu cerem plăți în avans. Cerem sprijin pentru transformarea noastră democratică. Am venit aici ca să reinstitui cooperarea deplină a Moldovei cu Uniunea Europeană înghețată din cauza corupției și a fraudei de până acum. Vreau astăzi să spun Uniunii Europene că guvernul meu este angajat să implementeze reforme pe scară largă și să construiască instituții care vor funcționa în beneficiul cetățenilor. Nu putem avea succes decât cu sprijinul dumneavoastră și într-o zi Moldova va fi pregătită pentru Europa. Într-o zi vom bate încrezători la porțile Uniunii Europene pentru a ne câștiga locul pe care îl merităm în familia europeană. Mulțumesc! Mulțumesc!
Și cu aceasta, declarațiile de presă se încheie.